Mamă, ce bună e! Dacă respecti rețeta și nu ți iese, îți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Am aici o pintici, ia uitați ce frumos stau ei așa întinși. Arată bine! Wow! Wow! Senzațional de gustoasă, cremoasă, foarte gustoasă! Pofta asta, batovina, n-am ce-i face. Îmi place atât de mult să caut arome și să descoper noi și noi bunătăți, încât am zis să fac și eu pentru prima dată o ciorbă de ciuperci. Nu știu cum o să iasă, pentru că, da, e prima dată, dar m-am pus la punct. Eu totdeauna fac temele ca să iasă ceea ce trebuie. Mă știți deja, fan arome. Iar ingredientele ce le am aici în față le veți găsi acolo jos în descriere, exact cantitățile ce le folosesc eu. Acum, hai să nu mai lungesc cu vorbărea și să dau drumul la treabă. Cu legumele nu vreau să pierd prea mult timpul, mai am câteva de rezolvat și suntem gata. Așa că am să iau un ardei gras roșu, le tai codița și am să vin așa cu cuțitul pe lângă. În felul acesta voi lăsa deoparte nervura și semințele de la ardei. Asta la găini. Lăsăm și lor ceva de ciugulit, că vorba aia, ne dau ouă bune. Acum le tai în fâșii, le întorc și le toc în cubulețe așa mai mărișoare. Cam de un centimetru pe un centimetru. Dau puțin deoparte. Am aici 3 tije de țele în apio. Foarte aromată, foarte gustoasă când vine vorba de ciorbițe. Noi românii nu prea o folosim pentru că a intrat recent în cultura noastră românească. Dar dacă nu ai țele în rădăcină, să știi că poți folosi cu încredere și aceste bunătăți. Sunt nemaipomenite la ciorbă. Și exact cu tocul frunzulițe am să toc. Mai rustic, că așa e la ciorba de ciuperci. În ce privește rădăcinoasele, am aici un morcov mai mărișor, n-am să-l pun pe tot, am un pătrunjel rădăcină și un păstârnac rădăcină. De aici am să pun undeva între 100-150 de grame de fiecare, adică 150 de grame de morcov, 150 de grame de pătrunjel și, evident, păstârnac. Iar și-l dau pe răzătoarea mare, pentru că da, așa voi proceda eu la această ciorbiță de ciuperci, ca să-i cresc puțin aroma. Răzăturile acestea se vor comporta ca niște fideluțe și vor da un aspect nemaipomenit la ciorbă. De-aia le și dau pe răzătoare. Morcovul, eu zic că e gata, asta pleacă la cel mic să-i crească vederea. Acum păstârnacul. Ai fi tentat să crezi că păstârnacul rădăcină și pătrunjelul rădăcină sunt una și aceeași. Ei, nu chiar. Vin cu arome diferite și aș putea spune chiar și textură diferită. Păstârnacul e mai mult cu dulceața, pătrunjelul e mai mult cu aroma. Hai să dau și pătrunjelul, cred că ăsta va intra tot. Aș putea să le pun pe toate, dar nu vreau să aglomerez ciorba. Așa că cantitatea ideală pentru o oală de 6 litri e exact 100-150 de grame de rădăcinoase. Eu, pofticioșul, am să mă folosesc de cratița cu gura largă, ca să vedeți ce se întâmplă în oală. Dacă nu le filmez, atunci începe din prima în oala de 6 litri. Și ia cătă ce trebuie să faci. Undeva la 20-30 de ml de ulei, pun aici în cratiță, dau drumul la foc. Îl las puțin să se încingă și imediat ce se încinge, am să pun rădăcinoasele. Rădăcinoasele ce le-am dat prin răzătoare. Le pun aici. Așa cum am spus, câte 100-150 de grame de fiecare rădăcinoasă ce o pui. Amestec puțin. Peste aceste rădăcinoase am să vin și cu două cepe tocate mărunt. Le pun toate acum, grămadă. Pun aici. O linguriță de sare peste. Să grăbim așa puțin lucrurile, să-și lase sucurile, să-și lase aroma și să se caramelizeze ușor. Și las totul să se gătească la un foc moderat, undeva la 5 minute. După 5 minute, ar trebui să arate în genul acesta, s-au înmuiat foarte bine legumele. Am să vin cu ciupercile și voi folosi la această ciorbă de ciuperci nici mai mult, nici mai puțin de 4 soiuri de ciuperci. Exact ca la ciorba de pește. Ca să iasă bună, trebuie să diversifici cu cât mai multe specii de pește. Cel puțin 3. Eu am ales la ciuperci 4 și hai să-ți spun ce pun. Am aici 300 de grame de ciuperci champignon. Le-am tăiat așa, în bucățile mai mărișoare. Pun aici. Apoi 300 de grame de ciuperci pleurotus. Le pun aici. Când vine vorba de bunătăți, am și 300 de grame de opintici sau ghebe. Din păcate, de la congelator. Dar te asigur că sunt și astea perfecte la ciorbiță. Pun aici. Și ca să fie lista completă, am aici și 300 de grame de hrib. Aici va fi aroma deosebită la această ciorbiță. Hribul este cireașa de pitor sau caviarul ciupercilor. Așa că am să pun aici, e tot de la congelator, e tăiat în cubulețe mai mărișoare, asta am, asta pun. Dacă tu ai ciuperci proaspete, pune proaspete și o să iasă și mai bine. Pun aici și ciupercile. În acest moment am să las focul la mediu și am să trag totul la ticaie încă 10 minute să ajungă și ciupercile să dea de ulei, să se călească puțin, să-și lase sucurile și să se dezvolte arome minunate. Deci 10 minuțele la un foc moderat le lăsăm
fără nicio problemă. Ai liniștit, când va scădea totul, va fi la jumătate. Așa că nu-ți face griji ca să aglomerezi ciorbița. Au trecut 10 minute, ia uite ce frumos arată. Deja s-a evaporat mare parte din lichid. Acum am să vin din nou cu lichid, dar de data aceasta unul de roșii. Și am aici 250 ml de suc de roșii. Sucul de roșii, fiind puțin acid, va intensifica aromele. Și plus de asta mie îmi place. Deși am observat că în unele zone, sucul de roșii sau roșiile, tocate mărunt, lipsesc cu dezăvârșire la ciorbița de ciuperci. Dar eu pun pentru că îmi place și știu aroma. Pun aici. Și am să mai las 2 minute maxim să stea așa, să se cunoască toate între ele, sucul de roșii să ajungă să curțe baza acestei cratițe și să întoarcă în ciorbiță bunătăți de neegalat. Suntem aproape gata aici. Arată exact cum trebuie să arate. Mai durează un minut și putem trece la pasul următor. Și să dau drumul la pasul următor. Iau și transfer ciupercile în oala de 6 litri. Pun aici cu grijă să nu mă strupesc. Mamă cum miroase! Mamă cum miroase! Acum iau și completez cu 3 litri de apă, apă călduță, chiar fierbinte aș putea spune. Pun aici. Am să pun apa fierbinte ca să nu opresc din fierbere ciorbița. Am 2 litri. Încă unul și gata și apa. Acum am să pun și cei 3 cartofi tocați în cubulețe, spălați, curățați, din nou spălați și tocați în cuburi, îi pun aici. Am să pun și cele 3 tije de apio, le pun aici. Și am să pun și ardeiul gras roșu, tot acum. Și pofticioșilor, am să o las să fiarbă jumătate de oră, la un foc moderat, până când cartofii și restul ingredientelor s-au gătit cum trebuie. Am să o gust de sare și piper și am să pun după gustul meu și al familiei mele, așa că să nu uit să faci și tu lucrul acesta, să-ți iasă nemaipomenită din prima. Și să nu uit, știți că mie nu-mi place să arunc verdeață, așa că am aici tulpinele de la 2 legături de pătrunjel și o legătură de mărar proaspăt. Am să le pun aici la fiert ca să dea aromă cum îmi place mie. Pun aici. Restul de verdeață am să pun la final, dar mai avem până atunci. Mamă că bine arată! Mamă că bine arată! Ciorbița mai are un pic și gata și eu am zis să mă ocup de liaison, adică să amestec bunătățile ce le am în față și să iasă un dres nemaipomenit la ciorbița de ciuperci. Pentru că da, vreau să fac o ciorbiță de ciuperci dreasă cu smântână. Așa că am aici 250 de grame de smântână grasă, 30% grăsime mai exact. Am să o pun aici în bolul mai mare. Peste care am să adaug 200 de grame de smântână lichidă. Smântâna lichidă, deși pare așa lichidă, când va da de căldură se va îngroșa și va deveni totul și mai cremos. Pun aici, apoi am să pun și 2 gălbenușuri de ou, le pun aici peste, tot pentru cremozitate. Pun și 10 căței de usturoi mărunțiți bine, 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 îi pun aici. Iar aici, pofticioșilor, am puțin caracter. Ce înseamnă puțin caracter? Ei bine, e oțet de la ardei iute. Și am să pun vreo 4 linguri de oțet de la ardei iuți. O lingură, 2, 3 și a 4. Dacă consider că nu e suficient, am să mai adaug ulterior la ciorbiță. La cât de iute e acest oțet, eu zic că e suficient. Vorba aia, l-am făcut împreună. Dacă știi că ai nevoie, o cauți printre bunătăți și ai să o găsești. Amestec să se omogenizeze totul bine, să fie ca o cremă. Oțetul, să știți că pe lângă rolul de a da puțină acrear la ciorbiță, mai are și un rol. Gătește ce am pus eu aici în bol la rece, adică smântâna, ouăle și usturoiul. Le gătește la rece, ca să scăpăm de surprize, să nu cumva să fermenteze ciorba. Acum ce rămâne de făcut este să așteptăm ciorbița să fie gata și să punem liezonul peste. După cum puteți vedea, arată nemaipomenit, cartofii s-au fiert cum trebuie. Acum ce urmează să fac? Ei bine, am să închid focul și am să vă spun așa. Dacă vreți ciorbiță de ciuperci de post, ei bine, puneți peste verdeața, adică mărar, pătrunjel sau ce mai dorești tu și un pic de oțet ca să acrești puțin lucrurile și o lași așa. Nu-i faci nimic altceva. Ai o ciorbiță nemaipomenită de ciuperci și de post. Este senzațional de bună, foarte sățoasă și colac peste pupăză mai și diversifici puțin lucrurile. Nu mănânci mereu aceleași ciorbe. Eu însă am să respect tradiția din Apuseni și am să o dreg cu smântână, cu puțină aromă de usturoi și ceva oțet iute de la ardei. După cum vezi, am luat ciorba de pe foc, am să iau așa câte un polonic de zeamă și am să pun peste liezon. Procedăm exact ca la ciorba rădăuțeană. Aduc temperatura din bol asemănătoare cu temperatura din oală. O, uite așa. Și iau și amestec. Și da, ai observat bine, nu mai e nevoie să stea pe foc. Ouăle, smântâna și usturoiul se vor găti din căldură reziduală, pentru că ciorba din oală are undeva la 95 de grade. În mod normal, la ciorba rădăuțeană sau cea de burtă, eu nu las usturoiul în ciorbiță. Dar la ciorbița de ciuperci, din ce am văzut, toată lumea lasă usturoiul la ciorbiță. Așa că am să procedez și eu la fel, să văd ce o să se întâmple. Acum iau și torn liezonul peste. Cu grijă, să nu te frigi și dai drumul în oală. Și deja arată nemaipomenit.
Da, dragii mei pofticioși, arată nemaipomenit de bine. E foarte cremoasă, aș putea spune, și o să fie de senzație, te asigur. Mamă, mamă cum e! Am să gust în secret să văd dacă îi mai trebuie sare și piper, iar dacă o să-i trebuiască, am să-i pun. Lucru pe care te invit să-l faci și tu cu ciorbița ta. Am dres-o cum trebuie și de sare și de piper, ba am mai pus chiar și două linguri de oțet de ardei iute. Acum am să pun frunzulițele tocate mărunt de la verdeață, două legături de pătrunjel și o legătură de mărar. Le pun frumos, din abundență, la această ciorbiță. O, uite așa. Mai salvez puțin pentru decorul final, dar eu zic că e suficient. Mamă cum arată! Mamă cum arată! E prima oară când fac acest gen de ciorbiță și tare-s curios de cum e gustul. Dragii mei pofticioși, am încheiat încă o rețetă nemaipomenită. De data aceasta e o premieră și pentru mine. Am făcut ciorbă de ciuperci dreasă cu smântână. Adevărul este că eu am mai mâncat ciorbiță de genul ăsta, dar nu am făcut-o eu. Acum am să văd dacă se ridică la nivelul ăleia, pentru că tot de pe acolo vine și rețeta. Așa că, dragi pofticioși, a venit momentul să degust această minunăție de ciorbă și să văd dacă a ieșit ceea ce trebuie sau nu. Nu de alta, să-ți transmit și ție o ciorbiță minunată pe care să o faci atunci când trebuie. Fie în zilele cu post, dar fără să o dregi cu smântână, sau o să o dregi cu smântână în zilele în care ai poftă de o ciorbă de ciuperci. Hai să vedem ce a ieșit. Aspectul îmi place maxim, e cremoasă, e foarte cremoasă, aș putea spune. Am aici o pintici, ia uitați ce frumos stau ei așa întinși. Am și un pleurotus lăsat un pic mai mare de corcă, vorba aia, să uimim și noi. Am aici și hribii și tare-s curios să văd cum a ieșit. Hai să văd dacă prind din toate ca să fie ceea ce trebuie. 2, 3 și arată bine. Wow! Wow! Mamă în ce fel e! Mamă în ce fel e! E chiar potrivită și e chiar pe gustul meu. Senzațional de gustoasă, cremoasă, se simte așa și oțetul iute de la ardei iuț, dar nu tare. Suficient cât să știi că e acolo. Mamă ce bună e! Mamă ce bună e! Hai să mai iau! Foarte gustoasă! Pofticioșilor, este nemaipomenită și vă invit să o faceți și voi. A ieșit într-un mare fel și sunt foarte mulțumit de cum arată. Așa că până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri și mereu pofticios. Eu am plecat să împart cu Constantin și cu restul găștii minunea asta de ciorbă. Hai, v-am pupat și ne vedem data viitoare. Mamă, ce bine arată! Wow, wow, wow! Ia uite tot la urmă, fii atent, dar critici ce bun este.